10 noiembrie, a 10-a zi a lunii, îi pomenește pe Sfinții Apostoli Olimb, Rodion, Erast și Sosipatru. Acești sfinți sunt din cei 70 de apostoli. Olimb și Rodion, urmând Sfântului Apostol Petru, împreună au fost tăiați de Neron în cetatea Romei, iar Sosipatru, fiind episcop Iconiei, cu pace s-a săvârșit. Erast mai întâi a fost econom Sfintei Biserici a Ierusalimului. După aceea, fiind episcop Peneadiei, s-a dus către Domnul. De la 10 noiembrie se țin Filipii 7 zile, 3 înainte de lăsatul de sec și 4 în post.